Aș dori să citesc din cartea 1 Samuel, capitolul 24. Are 22 de versete, dar aș vrea să le citesc pe toate. Cei care aveți Biblia, vă invit să urmăriți împreună cu mine, iar dacă nu aveți, haideți să ascultăm cu respect cuvântul Domnului care spune așa. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus: Iată că David este în pustiul en -Gedi. Saul a luat 3000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Au ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă David și oamenii lui. Erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: "Iată ziua în care Domnul îți zice: dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale." Făi ce va plăcea, David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră, el a început să strige atunci după Saul, Împărate, Domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul, De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite, colțul hainei tale este în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis să știi și să vezi că purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mi-ai curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort, un purice? Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea. El îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă de mâna ta. Când au sfârșit David, când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu mai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște, Domnul să-ți răsplătească ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată că știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jurăm dar pe Domnul, căci nu vei nimici sămânța mea după mine și nu -mi vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit la locul întărit. Amin. Vă păi invit să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul pentru bunătatea Lui, pentru faptul că și în această seară suntem din nou în casa Lui. Și aș dori să continuăm timpul nostru de învățătură. Așa cum mulți dintre voi știți, anul acesta a fost dedicat ca și un an al maturizării, un an în care să creștem spiritual, să ne dezvoltăm și să semănăm mai mult cu Hristos. Acesta este scopul, ar trebui să fie scopul nostru, ca și copiii lui Dumnezeu, în fiecare zi să semănăm mai mult cu Hristos. Și vă veți aminti că am început să vorbim despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul. Vorbeam săptămânile trecute despre modelarea caracterului prin cunoașterea lui Dumnezeu, vorbeam despre modelarea caracterului prin consacrare față de Dumnezeu, vorbeam săptămânile trecute despre modelarea caracterului prin încrederea în Dumnezeu și în această seară aș dori, inspirat din acest text pe care cred că îl cunoașteți cu toții, aș dori să vă vorbesc despre un alt aspect important al vieții noastre de credință, un alt mod prin care Dumnezeu ne modelează caracterul. Și anume vreau să vă vorbesc despre modelarea caracterului prin conflictele vieții. Pasajul pe care l-am citit este cunoscut pentru că face parte dintr-un moment important din istoria poporului lui Dumnezeu și conține cel puțin doi oameni importanți din istoria evreilor. Îl conține pe Împăratul David și pe predecesorul său, pe Împăratul Saul. La vremea în care se desfășoară evenimentele pe care vi-le am citit, lucrurile arătau destul de uh, dificil pentru David, pentru că Saul, într-un acces de furie și de gelozie și de dorință de răzbunare, îl căuta pe David ca să-l omoare. Veți ști că la această vreme David era deja uns împărat al lui Israel. Cu alte cuvinte, David era de drept împăratul lui Israel, însă nu urcase încă pe tron. Saul fusese lepădat de Dumnezeu datorită răzvrțirii datorită idolatriei din inima lui, datorită faptului că nu l-a onorat pe Dumnezeu. Și David este într o postură dificilă, fugind de Saul care căuta orice prilej să-l omoare. Însă, într-o împrejurare de evenimente pe care doar Dumnezeu poate să o orchestreze, spune Biblia că cei doi s-au întâlnit, dar nu așa cum sperau. Sunt convins de faptul că Saul nu spera să se întâlnească în felul ăsta cu David și David nici măcar nu visa că îl va întâlni pe Saul în acest fel. Spune Biblia că, dacă ați fost atenți la citire, că David împreună cu oamenii lui, o mână de oameni credincioși care au stat alături în timpul acestei... Uh, alergări și în timp ce se ascundea de Saul, au ajuns într-o peșteră, spune Biblia, ca să doarmă peste noapte și spune Biblia că au intrat până în partea din spate, până în fundul peșterii și acolo cel mai probabil și-au făcut culcușul pentru noapte, fără să știe că după puțin timp Saul, dușmanul lui de moarte, avea să intre exact în aceeași peșteră. Și Saul și oamenii lui aveau să ocupe partea din fața peșterii, intrarea. Însă printr-un concurs de evenimente, David este dat, lui David îi se dă pe mână Saul. Și spune Biblia și practic de aici vreau să începem să analizăm cum ne modelează Dumnezeu viața prin conflictele, cum ne modelează Dumnezeu caracterul prin conflictele vieții. Îl vom vedea pe David și modul în care gestionează el întâlnirea aceasta, am spune noi, aleatorie pe care Sub nicio formă nu o plănuise cu Saul. Cred că realitatea pe care trebuie să o afirm de la început este că fiecare dintre noi avem oameni în viața noastră cu care am avut conflicte, sau poate ești aici în această seară și treci prin drama unui conflict. Sunt oameni cu care probabil nu-ți place să stai prea mult, oameni care poate ți-au făcut răul. Oameni care poate te vorbesc de rău, oameni care poate poartă o ură și un dispreț față de tine, și într-un fel sau altul ești implicat într-un conflict din care nici nu poți să ieși și pe care poate nici nu știi cum să-l gestionezi. Vreau să vă spun din capul locului că Domnul Isus a spus că în lume vom avea necazuri și dușmani. Vom avea oameni care ni se vor împotrivi. Matei capitolul 5 cu versetul 44 ne spune acest lucru. Întrebarea nu este dacă vom avea oameni care sunt sau ne vor fi potrivnici, ci întrebarea este cum și ce facem când ne întâlnim într-o situație conflictuală. Și aș vrea să-l folosim pe David. El este un model extraordinar vis-a-vis -vis de modul în care a rezolvat acest conflict din viața lui. Spunea cineva... Și îl și folosesc pe David pentru că avem foarte multe de învățat de la el în seara aceasta. Și mă rog din toată inima, deși mesajul acesta este un mesaj uh, care poate pe unii dintre voi îi va lua prin surprindere pentru că este foarte direct. Uh, voi enunța câteva lucruri directe aici din scriptură. Aș vrea totuși să urmăriți și să încercăm să înțelegem cum vrea Dumnezeu să ne modeleze caracterul nostru ca să semănăm mai mult cu Hristos. Dacă vă veți uita în scriptură, Hristos a avut dușmani nu pentru că ar fi făcut ceva rău, nu pentru că ar fi uh, fost împotriva cuiva, ci a avut dușmani pentru că era trimis de Dumnezeu cu un plan de la Dumnezeu și spunea adevărul. Uh, este cât se poate de clară coliziunea dintre lumea în care trăia David și lumea în care trăia Saul. Însă David dă dovadă de curaj, de smerenie și de frică de Dumnezeu. Practic David dă dovadă de un caracter pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l dezvoltăm în viața noastră. Poate cineva se întreabă, dar de ce Dumnezeu nu -mi modelează caracterul altfel? Vreau să vă spun că conflictele fac parte din modelarea caracterului. Dumnezeu îngăduie conflicte în viața noastră. Să nu trăiască cineva cu impresia că lui Dumnezeu îi place să ne vadă suferind. Să nu trăiască cineva cu impresia că lui Dumnezeu îi plac conflictele. Cred că dacă ar fi să vă întreb: este aici cineva căruia îi place conflictul? Te, te simți confortabil când ești într-o stare conflictuală cu cineva? Eu sunt aproape sigur că nu e nimeni căruia să-i placă conflictul. Și totuși, viața noastră modul în care Dumnezeu în providența Lui ne modelează și ne face să semănăm zilnic tot mai mult cu Hristos, conține și acest element, conflictul. Haideți să învățăm cum trebuie noi să gestionăm conflictele din viața noastră folosind așadar acest exemplu și modul în care ele ne modelează viața, ne modelează caracterul. Vă recitesc versetele 4, 5, 6 și 7 din textul nostru. Spune Biblia în felul următor, după ce au intrat acolo în peșteră, oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul, după aceea inima îi bătea pentru că îi tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el. Căci el este unsul Domnului. De două ori spune același lucru în acest verset. Și versetul 7, ascultați cu atenție, cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Nu uitați, Saul dormea împreună cu soldații lui de elită, era o țintă ușoară pentru David care se trezise și îndemnat de proprii lui soldați, care îi spun, David, acum e momentul. Apoi Saul, zice Biblia, s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum, aparent fără să știe că David a fost lângă el și a tăiat o bucată din colțul mantalei. Primul lucru, dragii mei, când vine vorba de modelarea caracterului nostru prin conflict, Înțeleg de aici un lucru pe care ar trebui să-l facem și noi, fiecare dintre noi, și anume, l-a făcut David, e bine să-l facem și noi, și anume, rezistă tentației de a face rău celui care ți-a făcut rău. Este primul lucru. Rezistă tentației de a-i face rău celui care ți-a făcut rău. E aici cineva căruia altcineva i-a făcut rău? Nu vă pun să ridicați mâna, sunt sigur că sunteți pe aici. Dar dacă vrei ca Dumnezeu să-ți modeleze caracterul, ca să semeni cu Hristos, trebuie să faci ce a făcut David. Gândiți-vă că David s-a trezit cu o mână de oameni, zice Biblia că Saul avea 3000 de bărbați cu el, oameni de, de luptă, soldați de carieră. Avea și David o mână de oameni credincioși lui. Dar era foarte clar numărul și diferența, discrepanța între cele două forțe era foarte mare. David, însă, s-a trezit la un moment dat și, în mod paradoxal, toată cealaltă echipă dormea, inclusiv Saul. Și spune Biblia că se apropie de Saul și oamenii lui spun: David, acum e momentul să-l omori. N-ai așteptat să te întâlnești cu el, nu te-ai gândit că Dumnezeu în providența lui va orchestra să te întâlnești cu el și mai mult de atât David, nici nu te-ai gândit că el o să fie complet vulnerabil și doar să stea acolo ca tu să-l omori. Asta îi spun de fapt oamenii lui. Și David, indiscutabil, tentat de ideea aceasta, probabil tentat de ceea ce spuneau oamenii, David, acum e momentul, Dumnezeu ți l-a scos în cale. N-avea cum să se întâmple altfel. Înseamnă că Dumnezeu vrea ca tu să-i faci ceva. Și David își scoate de undeva pumnalul și nu-i sigur dacă să-l împlânte în Saul sau să-i taie colțul hainei, se apropie de el. Și totuși, într-un moment, inima începe să-i bată, zice Biblia. Nu așa că atunci când vrei să faci ceva ce știi că n-ar trebui să faci, se schimbă ritmul cardiac. Din vrea să simți cât bate inima mai tare. De ce oare? E aici ceva în adn nostru pus de Dumnezeu, care zice, Nova, că știi că nu-i bine. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți modeleze caracterul, chiar în conflict, rezistă tentației de a face rău celui care ți-a făcut rău. Merita Saul să-i se facă rău? Citiți istoria l-a căutat pe David, l-a hăituit pe David, i-a întins curse lui David. Oricare om ar fi spus, bărbații care au fost alături de, sau, de David și l-au protejat, garda lui de corp, acei câțiva oameni care au decis să moară cu el dacă e cazul, i-au zis, e, e o ocazie unică, David, acum trebuie să-l omori. Însă David, călăuzit, cred, întărit de Duhul lui Dumnezeu, a zis, nu, tai doar colțul hainei lui, ca să am dovadă într-o zi, că de o luat colțul hainei lui, nu că n-avea cu ce să se îmbrace, nu l-a luat ca suvenir. Ca într-o zi să-i arate lui Saul, vezi că am putut să-ți fac rău, dar am decis să nu o fac. Dragii mei, Dumnezeu ne modelează caracterul când noi rezistăm tentației de a face rău celor care ne-a făcut rău. Poți să reziști la te tentația asta. E mare tentația asta. Când în sfârșit îl ai în mână, când în sfârșit ai ocazia, când în sfârșit l-ai plins la colț, când nu mai are scăpare, când știi că e încolțit și știi că tu ești în avantaj, poți rezista tentației să-i faci rău. Asta e întrebarea. Dacă poți. Înseamnă că Dumnezeu îți modelează caracterul ca să semeni cu Hristos. Credeți că Hristos nu a fost tentat, băgiocorit de soldații romani, bătut, dezbrăcat, cu o cunună de spin pe cap. Creatorul Universului a tăcut din gură când spune Biblia că ar fi putut să ceară de la lui legiuni de îngeri care ar fi spulberat nu armata romană, ci mapamondul întreg. Cred că asemenea ostașilor lui David, cred că îngerii stăteau în cer și nu puteau să-și creadă ochii lor. Comandantul lor general tace din gură și nu zice nimic. Când niște soldați păgâni îl bat cu trestia în cap când îl îmbracă îmi în bat jocură într-o manta spunând ești împărat, trebuie să fii îmbrăcat când este biciuit și bat jocorit zice Biblia că el a tăcut poți rezista tentației de a face rău celor care îți fac rău asta e întrebarea David ne învață asta ce înseamnă asta? Uh, în primul rând, când poți să reziști tentației de a face rău celor care ți-au făcut rău? Câteva lucruri mi-am notat aici că sunt foarte frumoase, le văd din textul acesta. Poți rezista tentației de a face rău celor care îți fac rău atunci când reușești să vezi valoarea omului, nu neapărat vrednicia lui. Uitați-vă în Scriptură. Avea Saul valoare. Avea. Era vrednic să primească ce-o primit. Nu. Vei rezista tentației de a face rău celui ce-ți face rău când reușești să vezi în spatele acțiunilor valoarea omului, nu vrednicia lui. David a ținut cont de Saul și de faptul că era unsul Domnului. Și David a zis, nu mă ating de Saul, deși nu-i vrednic să-l cruți, deși nu-i vrednic să-l las în pace, deși ar merita să fie pedepsit pentru tot ce mi-a făcut, David zice, mă uit la el și văd în el valoare. În ce constă valoarea? Că e un Domnului. Știți că, deși ce făcea Saul era păcătos, era rău, era condamnabil, David reușea să vadă valoarea. Dragii mei, lucrul ăsta e foarte important într-un conflict. Să înțelegi că nu se reduce totul la tine, că mai există și celălalt. Și el este creatura lui Dumnezeu. Dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu, cu atât mai mult are nevoie să îl cunoască pe Hristos. Iar dacă este un frate de-al tău, nu uita că pentru el și pentru el a murit Hristos. Reușește să vezi valoarea, trecând peste vrednicie. S-ar putea să te uiți la el și să spui că nu-i vrednic de iertarea mea, nu-i vrednic de uh, ai face bine, probabil că ai dreptate, dar contează să vezi valoarea. Știți, când noi eram în păcat, zice Biblia, pe când noi eram în păcat, Hristos ce-a făcut? El a murit pentru noi. Când s-a uitat la adițiunea, știți ce au văzut? Nu au văzut vrednicie. Dar acolo, în gunoiul și în mizeria în care eram fundat toți, el a văzut valoare. Și a zis, mă să-l scot de acolo și-l iert. Nu pentru că e vrednic, ci pentru că e valoros. Când te uiți într-un conflict la celălalt, vei putea să reziști tentației de a riposta, de a face rău celui ce ți-a făcut rău când înțelegi valoarea omului lăsând la o parte vrednicia lui uh, în al doilea rând poți să reziști tentației când nu doar reușești să vezi valoarea omului reușești să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să lupți cu instinctele naturale nu să cedezi în fața lor Știți care a fost primul instinct al lui David? Să-i facă rău. E natural. Stă în noi. Când cineva îți face rău, care e primul tău gând? Să-i faci bine, nu? Da, de unde? Hai să fim serioși. Când cineva îți face rău, simți așa că ți se strânge stomacul, nu? Și sper că poți cumva și tu măcar să te revanșezi. Dar Dumnezeu nu ne cheamă la asta. Dumnezeu ne cheamă să luptăm cu instinctul nostru natural și să nu cedăm în fața Lui. Pe lângă toate astea vin și soldații și, și garda de corp al lui David și zic Ascultați versetul 4, sună foarte interesant. Iată ziua în care Domnul îți zice Îți zicem și noi care suntem cu tine și te-am apărat în toți anii ăștia de cel mai mare dușman al tău, uite-l că doarme. Îți zice Domnul, zicem noi și îți zic instinctele tale. David, ce o să faci? Păi ce ar fi de făcut? Decât un singur lucru. David însă, învață că trebuie să reziști tentației Te a face rău. Și ascultați, David nu doar că a rezistat el tentației, uh, versetul 7 zice, cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Cred că unii dintre acești bărbați vitezi citiți despre vitejii lui David, au zis, las că dacă nu-l omori tu, puncte, 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 îl omorăm noi pentru tine. Ce greu să-l omori tu, îl omorăm noi. Și David a zis, nu, nici eu și nici voi nu-i faceți rău. De ce? Dumnezeu ne cheamă să luptăm cu tendința noastră naturală, cu reacția noastră naturală, cu instinctul nostru și să nu cedăm în fața lui. Și mai e un motiv pentru care poți să lupți cu instinctul acesta de a face rău celui ce ți-a făcut rău, și anume, nu uita că Dumnezeu te încearcă uneori ca să descopere intențiile inimii. Vă pun o întrebare. Credeți că întâmplarea l-a adus pe Saul în peșteră acolo? Credeți că dintre toate peșterile, Saul s-a gândit, aici mă duc și n-am nicio șansă să mă găsească, doar dormim o noapte. David ce-a zis? Exact același lucru. Asta e peștera unde sigur Saul nu o să mă caute. Și ca să fie sigur că nu-l vede, se duce în fundul peșterii. Unde, dacă ați intrat vreodată într-o peșteră, și noi în România avem mulți munți și avem multe peșteri, odată ce intri în fundul unei peșteri, e așa de întuneric încât literalmente nu vezi nimic. Și David și-a zis, mă duc până în capătul peșterii, sigur aici nu o să ajungă Saul. Saul zice, mă, mă pun și eu în peșteră, David nu are cum să fie în zona asta și în mod providențial Dumnezeu i-a pus împreună. Unul din motive, cred, a fost ca Dumnezeu să încerce inima lui David. Atunci când ești tentat, ispitit, ca să faci rău celui ce-ți face rău, rezistă tentației. Cum? Înțelege că Dumnezeu vrea să vezi valoarea omului, chiar dacă e păcătos, Chiar dacă e rău, chiar dacă ți-a făcut rău, uită-te la valoarea lui. Pentru că finalul acestui mesaj îl va regăsi pe Saul și pe David într-o încercare de reconciliere. N-a ținut mult reconcilierea lor, dar David a inițiat-o. Vom ajunge și la asta imediat. Rezistă tentației de te a face rău celui care ți-a făcut rău, înțelegând că oamenii au valoare, chiar dacă nu au vrednicie. Înțelegând că Dumnezeu te cheamă să lupți împotriva instinctelor naturale. Știți că aici e problema cu firea noastră. Firea ne zice ceva și Duhul ne spune altceva. De aceea, dragii mei, frați, surori, tineri dragi, haideți să trăim călăuziți de Duhul. De asta zice Biblia: Să trăim călăuziți de Duhul ca să nu reacționăm la îndemnurile firii. Cu cât ești mai duhovnicesc, cu atât ce v-am descris eu e mai ușor. Cu cât ești mai firesc, ce v-am descris eu e mai complicat. Firea îți va spune, dai dreptul tău. Duhul îți spune, da, e dreptul tău, dar ce ar face Hristos dacă ar fi în locul tău? Firea îți spune, Meriți și tu să ți se facă dreptate. Meriți. Sigur că meriți. Mai găsești și oameni pe lângă tine care îți spun uite-te ce ți-au făcut. Duhul îți spune uite-te la Hristos. El nu a meritat niciun rău și le-a suferit pe toate. Pentru tine, pentru mine. Și apoi nu uita că prin lucruri de felul acesta Dumnezeu îți încearcă inima. Credeți că Dumnezeu n-a că cei doi bărbați se vor întâlni sunt convins că Dumnezeu a orchestrat întâlnirea lor. Pentru că a fost o mare lecție pentru Saul și a fost ceva pentru David, din care noi astăzi putem învăța, da? Deci, primul lucru, cum face Dumnezeu să ne modeleze caracterul prin conflicte, am spus că ne învață să rezistăm tentației de a face rău celor ce ne fac rău. Al doilea lucru, vă rog să citiți împreună cu mine. Voi citi totuși doar câteva spicuiri. de la versetul 8, ceea ce vreau să vă spun, până la versetul 15. Vă citesc totuși, spune Biblia, după aceea, David s-a sculat ce a ieșit din peșteră și a început să strige după Saul. Vă dați seama, Saul cred că nu știa că David, cum am spus la început, era în peșteră. Și David era treaz, Saul se trezește și el, mă gândesc că. Toată echipa lui Saul a ieșit din peșteră și au început să se depărteze de peșteră. Și uite-l pe David fugind din spate și îl strigă pe Saul. Hei, am și eu în peșteră. Nu stai un pic să vorbim. S-a sculat și a ieșit din peșteră, a început să strige după Saul. Împărate, domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul și acum... Sunt câteva lucruri interesante pe care vreau să le analizăm. De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic? Am spus că dacă vrei să lași ca Dumnezeu să-ți modeleze caracterul, chiar în mijlocul conflictului, trebuie să reziști tentației de a face rău celor ce-ți fac rău. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, pentru că l-a făcut și David, fă tu primul pas spre împăcare, Rezistând ideii că tu ești mai bun. Vrei ca acest conflict în care ești să se stingă? Fă ce a făcut David. Fă tu primul pas spre reconciliere. Dar în același timp împotrivește-te ideii că tu ești mai bun decât celălalt. Că dacă nu vei face asta, nu o să vină primul pas. Observați structura și modul în care Biblia prezintă lucrurile. Saul pleacă, David se trezește, David vine după el și îl strigă. Și după ce Saul se întoarce, David se pleacă cu fața la pământ. Vă întreb din nou, în fața cui? În fața dușmanului lui de moarte? În fața unui om care îl ura și care întinsese curse ani de zile ca să-l prindă, un om care nu i-a vrut decât răul. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți modeleze caracterul prin conflict, fii tu primul care faci pasul spre împăcare. Dar, în același timp, fă-o fără să te gândești că tu ești mai bun decât cel care ți este, poate, dușman. E foarte greu să vă spun lucrurile astea. E foarte greu de vorbit despre ele. Și e și mai greu să le pun în practică, credeți-mă. Gândiți-vă, poate aveți cu cineva o neînțelegere. Asta nu a fost o ceartă de vorbă între bărbații ăștia. Nu au zis, mai m-am supărat pe tine că te-ai pus pe locul meu în biserică. Era o problemă de viață și de moarte. Zice Biblia că Saul căuta să-l omoare pe David. Și când, când Biblia face afirmația aceasta, nu prea există nicio altă ușiță de scăpare. Și totuși, David fuge după Saul și face primul pas. Se pleacă înaintea lui. Și prin acest gest de smerenie, prin acest gest de recunoaștere a cine este Saul, David ne învață pe noi că noi trebuie să facem primul pas. Dar în timp ce facem primul pas, să avem tăria să ne împotrivim ideii că noi suntem mai buni ca cel cu care vrem să ne împăcăm. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă să faci primul pas într-un conflict, totuși, fără să crezi că tu ești mai bun? Știți că de multe ori nu facem primul pas noi pentru că ne considerăm mai buni decât ceilalți. Și pentru că eu sunt mai bun decât tine, eu nu o să fiu cel ce mă duc la tine. Aștept ca tu să vii la mine, nu? Ați auzit vreodată între doi oameni care spun, tei, eu n-am nimic cu el. Dacă are ceva cu mine, să vină el. Știți ce vă spun eu, de fapt? Eu sunt mai bun decât tine. Și tu, care ești mai puțin bun decât mine, ești așteptat să vii să-ți ceri iertare. Nu. Modelul biblic e altul. David a făcut primul pas. Și plecându-se înaintea lui Saul, i-a zis: Eu vreau să inițiez reconcilierea. Și prin actul meu, nu vreau să spun că sunt mai bun decât tine. Hai să nu facem niciun clasament. Doar vreau să ne împăcăm. Când poți face acest lucru? Din nou, câteva lucruri foarte interesante în acest pasaj. Versetul 8. David s-a sculat și a ieșit din peșteră, a început să strige după sau recitez versetul Împărăte Domnul meu sau s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Când poți să faci asta? Când înțelegi, în primul rând, căci chiar dacă ai fost nedreptățit, tu trebuie să continui să te porți cu dreptate. O să zăbovim un minut la acest gând. Chiar dacă ai fost nedreptățit, continuă să te porți cu dreptate. A fost David nedreptățit, indiscutabil. Dar deși a fost nedreptățit, David a continuat să se poarte cu dreptate. E o lecție formidabilă pe care David i-a dat lui Saul. Însă când faci acest lucru, când continui să te porți cu dreptate față de cineva care te-a nedreptățit, te expui la un risc destul de mare, dar merită să o faci. Știi de ce? Pentru că majoritatea deciziilor pe care noi le luăm într-un conflict nu sunt decizii raționale, ci decizii sentimentale. Ca oameni într-un conflict, și vom ajunge imediat aici, ca oameni într-un conflict, deseori deciziile noastre. Nu sunt decizii raționale, ci sunt doar pornite din sentiment. Și de obicei, sentimentul domină rațiunea în majoritatea conflictelor. Însă, vreau să învățăm de la David că David a făcut primul pas fără să-și asume că este mai bun decât Saul, și lucrul ăsta se întâmplă când poți să continui să-i tratezi pe oameni cu dreptate, adică să fii tu drept. Chiar dacă ai fost nedreptățit. Și poți să, să continue acest lucru într-o încă, în, încă o situație. Ascultați, versetul 9, un, un lucru extraordinar. David a zis lui Saul, după ce l-a oprit și s-a închinat. Ascultați ce zice David lui Saul. De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Al doilea lucru aici, și ce-l înțeleg din versetul ăsta, este, este că vei putea să faci primul pas când cobori nivelul așteptărilor tale față de ceilalți, fără a coborâ standardele tale. Asta face David. Își coboară nivelul așteptărilor lui față de ceilalți, dar nu își compromite standardul. Cu alte cuvinte, e interesant cum îl abordează David pe Saul. De fapt, Saul este uh, aproape paranoic când, uh, când vorbește cu David și când se comportă cum se comportă. Și David îl întreabă, ascultați încă o dată, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Practic David și ce îi spune lui Saul? Tu acționezi pe baza a ceea ce au spus alții despre mine. Tu reacționezi sentimental sau din punct de vedere al sentimentului, nu al rațiunii. Pentru că rațional, dacă citiți în Biblie, nicăieri nu spune Biblia undeva că David i-ar fi vrut răul lui Saul. Și totuși Saul este înverșunat, dornic să-l omoare pe baza a ceea ce spuneau alții despre David. Și David vine și spune lui Saul, îl confruntă și spune, dacă vrei să vorbești cu mine, sunt aici. Întreabă-mă orice, de ce reacționezi la ceea ce spun alții despre mine? Nu e oare ăsta miezul multor conflicte din viața noastră? Am auzit că cineva a zis ceva despre mine. Care e prima mea reacție? Vă chiar arăt eu lui, nu? Asta e o reacție sentimentală, nu e una rațională. Știți de ce? Că rațional ar fi bun. Ai auzit. Hai să vedem ce ai auzit. Hai să vedem de la cine ai auzit. Și după ce identifici și clarifici, hai să-ți spun dacă e adevărat. Tu iei decizii într-un conflict bazat pe ceea ce simți, nu pe ceea ce știi. Și David vine și îl confruntă pe Saul și spune tu ai decis să mă omori pe baza ceea ce au spus alții despre mine. Eu nu vreau să-ți fac rău. Următoarele câteva versete, până la versetul 15, scrie foarte clar și David denunță de câteva ori faptul eu nu vreau să-ți fac niciun rău. Ar trebui, dragilor, să ne coborâm un pic așteptările, nivelul de așteptare față de alții, fără însă să ne afectăm standardul nostru. Asta face David. Știți ce face David? David îi zice lui Saul, indiferent de ce au zis alții, ce ți-au zis alții despre mine, ai vrea, aș vrea să mă asculți pe mine și eu îți spun că eu nu-ți vreau răul. Cu alte cuvinte, David zice, standardul meu a rămas același. Eu rămân credincios, lui Dumnezeu, te respect pe tine ca și predecesorul meu pe tronul lui Israel, dar ceea ce spun alții despre mine nu este adevărat. David îi spune în esență, sunt aici. Dacă vrei să vorbim ceva, hai să vorbim în persoană. Uh, și David îi spune că nu el îi este dușman. Cu cât un conflict, dragii mei, vreau să vă spun asta, cu cât un conflict trenează mai mult în timp, cu atât adevărul despre ce s-a întâmplat e mai denaturat. De asta, Pune capăt conflictului din viața ta. Spunându-ți clar intențiile. Du-te, fă primul pas. Un conflict care trenează poate de mult între tine și cineva. Fă primul pas și spune celui în cauză: Nu vreau să-ți fac niciun rău. Hai să punem punct lucrurilor. Iosif s-a întâlnit cu frații lui după mulți ani vândut ca sclav, a ajuns uh, prim-ministru în Egipt și la un moment dat se întâlnește cu frații lui. Citiți istoria, o găsiți de la, din, în Genesa, uh, uh, până spre, de la capitolul 35 încolo, 37, veți găsi istoria lui Iosif și a familiei lui și la un moment dat, după ce toată familia lui vine în Egipt, pentru că era foamete uh, în Israel, Iosif se descoperă fraților și știți ce spune el? Ascultați! Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Genesa 50 cu 20. Ăștia stăteau în fața lui îngroziți. Nu le venea să creadă ochilor că fratele lor pe care îl vânduseră ca rob, l-au vândut doar că le-a fost milă de el ca să nu-l omoare, că era totuși fratele lor. După mulți ani ajunge într-o poziție dominantă în Egipt, mâna dreaptă a lui Faraon îi hrănește și într-o zi li se descoperă și le spune voi, negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi. David îi spune în esență, vin să pun capăt conflictului dintre noi, spunându-ți că eu nu-ți vreau răul. David face primul pas. Dumnezeu însă ne cheamă să avem curajul să facem primul pas. În conflictul în care ești, dragul meu, ai curajul să faci primul pas și să începi, să încerci, să mediezi lucrurile. Poate îmi vei zice, aștept ca în ringul de box, ați văzut cum e un match de box. E acel ring pătrat, de obicei, și diametral opus în câte un colț, câte unul dintre S -s doi sportivi, doi boxeri. Și fiecare dintre ei e pregătit să se apere și să atace. Uh, uneori stăm ca și în ringul de box și știm că avem un oponent mai puternic și noi nu-l atacăm. Că atunci când e unul mai tare ca tine, încerci să nu ataci tu primul. Dar ești în gardă, ești pregătit. Știți ce, ce face, de fapt, David, știind că are un oponent mai puternic? David atacă, dar nu atacă cu mânușile pe mână, ci cu inima în mână și vine și spune, n-am nimic cu tine, ai valoare, nu te-am omorât când am avut ocazia, pentru că eu vreau să fac primul pas spre reconciliere. Și mai trebuie să facem ceva ca să putem să facem primul pas. Trebuie să așteptăm dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă avem impresia că dreptatea noastră e mai bună. Știți că setea de răzbunare din inima omului este alimentată de ura care este în ființa umană. Pot să vă spun ceva. Veți constata că, la un moment dat, chiar dacă de la început ai vrut doar să-ți dovedești dreptatea față de cineva care ți-a făcut rău. Nu-ți mai ajunge doar să te revanșezi, așa cum se spune, ci treci la următorul nivel. Știți care e următorul nivel? Vreau să-l văd și pe el că suferă, tot așa cum m-a făcut pe mine să sufăr. Și aici intri pe un teren foarte lunecos, dragul meu. E un teren lunecos și te înșel dacă crezi că Dumnezeu patinează la braț cu tine pe terenul ăsta. Asta zice de fapt David. Mi-ai făcut rău. Ești mai tare ca mine. Aveam drept să-ți fac rău. Aveam ocazia să-ți fac rău. Dar eu fac primul pas spre reconciliere. Vreau să ne împăcăm. Nu vreau să-ți fac rău. Nu vreau să ascult ce spun cei din jurul tău. Știți despre fratele Iona din Biblie? Ați citit despre el. Seamănă izbitor prin ce a trecut Iona cu unele lucruri pe care vi le spun eu astăzi, da? Știți că Dumnezeu l-a trimis la Ninive pe Iona. Și i-a spus lui Iona, du-te la Ninive și spune-le. Mai 40 de zile și vor fi nimiciți. Știți ce zice Iona? Super! Abia aștept! Eu vă parafrazez, vă rog să mă iertați, să nu o luați ca și o denaturare a Scripturii, doar vă parafrazez. Și Iona zice, Doamne, oriunde, dar nu la Ninive. Ăștia locuiau la vreo 800 de kilometri de Asirieni, era capitala Asiriei, locuiau la vreo 800 și ceva de kilometri de, de Israel, erau dușmanul de moarte ale evreilor. Erau niște oameni sălbatici, niște oameni însetați de sânge. Spune istoria că Asirienii, când prindeau prizonierii, uh, ei le dădeau jos pielea de pe ei de vii și o agățau pe porțile cetăților lor ca să vadă toți dușmanilor că sunt de cruzi. Generalii lor purtau la cingătoare capetele celor pe care i-au omorât personal în luptă, ca și un semn de atrocitate și de duritate fără limite. Și Dumnezeu vine într-o zi la Iona și îi spune, te duci la ei și le spui că în 40 de zile vor fi nimiciți dacă nu se pocăiesc. Iona, prima, prima lui reacție, știți care este? Eu nu mă duc. Oriunde, numai nu la ăștia. Păi ăștia merită să moară. Eu să mă duc la ei și să le spun ce? Că dacă se pocăiesc, Dumnezeu o iartă și îi binecuvântează ca pe mine? Nici în ruptul capului, zice Biblia. s au urcat într-o corabie, știți ce s-a întâmplat cu Iona. s au dus în direcție exact diametral opusă. Dar câți dintre voi știți că atunci când mergi în altă direcție decât vrea Dumnezeu, biletul e totdeauna mai scump. Oricum te duci unde vrea Dumnezeu, că Dumnezeu a trimis un charter, un, o cursă specială pentru Iona, știți? Dar au trimis un pește. Citiți cartea lui Iona, e fascinant, are doar patru capitole. Și Iona ajunge în cele din urmă la Ninive. Zice Biblia că intră în cetate și cu jumătate de gură, zic eu, Cale de o singură zi, deși era o cetate mare, le zice, mai dacă nu vă pocăiți, o să muriți. O zice cineva, sper că nu, și pleacă. Se așează în față la intrarea în cetate și-și ia bilet pe primul rând. Și zice, no, aici stau să văd cum îi omoară Dumnezeu. Cum o să fie oare? Se despică pământul, ar fi fain. Să coboare foc din cer? Hmm, pare și mai fain. Numai că ce nu l-a în calcul a fost că Dumnezeu care vroia să mântuiască oamenii care se pocăiesc. Dumnezeu asta vrea. Dumnezeu a ascultat rugăciunea celor din inimă. Că împăratul a ajuns. a ajuns la urechile împăratului că a venit unul ciudat. Nu știu cum o fi arătat Iona după trei zile de stat în suc gastric de balenă. Sau de ce pește o fi fost. Probabil că arăta rău. Și o fi ajuns la urechile împăratului. Informația: m a venit unul ciudat. O arăta. O zis că dacă nu ne pocăim în 40 de zile, se termină totul. Și împăratul a decretat un post. Citiți în Biblie, s-au pocăit toți. S-au îmbrăcat cu sac și au pus cenușă în cap. Animalele n-au primit de mâncare și nici apă și a zis împăratul, poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Și în capitolul 4 zice Biblia că I Iona se înfurie. Într-adevăr, Dumnezeu i-a cruțat și Iona se înfurie Dacă citiți toată cartea lui Iona Iona e mai mult nervos decât calm Și e nervos și zice Doamne știam că să o să faci Asta e natura ta Știu, te cunosc Dacă cineva se pocăiește, tu îl ierți Și mie nu-mi convine asta Pur și simplu nu-mi convine Găsim un proroc nervos în capitolul 4 Citiți în cartea lui Iona Singurul cu care Dumnezeu a avut probleme În toată cartea Iona nu au avut probleme nici cu marinarii care erau păgâni, nu au avut probleme nici cu peștele, nici cu împăratul, nici cu cei 130.000 de locuitori din Ninive, Doar cu prorocul. L-au apucat toți nervii și au zis da cum așa ceva, nu se poate așa ceva, cum adică să se pocăiască ăștia? Păi eu am stat aici să văd cum mor. Dumnezeu îi face să-i crească un curcubet, îi face umbră, citiți Biblia, e interesant. Atunci, pentru... E singura dată când Iona e mulțumit. Stai bine, Iona, stau. Umbră, condition, tot. Când stai foarte bine și confortabil, Dumnezeu are câte un vierme care vine și -ți strică confortul. Și iară să enervează Iona. Cartea este cu un final nedefinit. Ce vreau să înțelegeți în această seară este că e mai bine să aștepți dreptatea lui Dumnezeu, decât să-ți faci propria Și mai am un lucru care vreau să închei. Cum folosește Dumnezeu conflictele? Ca să ne modeleze caracterul. Învățăm de la David lucruri foarte frumoase. Învață să reziști tentației de te face rău celor care îți fac rău. Doi, fă tu primul pas, dar nu-ți asuma că îl faci pentru că celălalt e mai rău ca tine. Și de la versetul 16, vă citesc. După ce David termină, ascultați, acum vorbește Saul. Vorbește David și acum vorbește Saul. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine, că și tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Un ultim lucru prin care Dumnezeu îți modelează caracterul prin conflict este când tu decizi să faci ce bine, în fapt ai biruit lupta cu tine însuți. În lupta cu tine însuți, ai câștigat. Și David a câștigat în lupta cu el însuși. Știți care e paradoxul? Când câștigi lupta cu tine însuți, nu mai ai nicio luptă de dus cu ceilalți. De fapt, când ierți, e singura luptă în care câștigi fără să te fii angajat în bătălie. Pentru că bătălia nu mai are loc. Că bătălia cea mare este cu mine însumi. Lupta cea mare e cu mine. Și când eu m-am biruit pe mine însumi, am câștigat lupta. E foarte greu ce vă zic eu. Ascultați, când a sfârșit David de zis cuvintele, Saul a început să plângă. Credeți că a fost așa de emotiv el? Era un, un om viteaz, un, om, un bărbat de luptă, un om încins cu sabie, un om care omorâse mulți înaintea lui David. N-ar fost David prima lui victimă. Dar omul acesta, știți de ce a fost sensibilizat? De bunătatea inimii lui David. Știți de ce a avut David o inimă așa bună? A câștigat lupta cu el însuși. Ești aici în seara asta. S-ar putea să câștigi. Poate ești toate tei te la trântă cu cineva. Iertați-mă această sintagmă. Poate ești întrânte mare cu cineva. Și e greu de câștigat la trânte, e greu și la box, trebuie să fii bun, mai bun decât cel cu care te lupți. Și când ai câștigat, vine arbitrul și la final jocul și îți ridică mănușa, tu ești tot umflat, nu mai ai nicio formă, dar ai câștigat. Am sentimentul că ăsta e uneori teznodământul unor lupte din viața noastră ca și creștini. Am câștigat, nu mai poți sta în picioare. Că știți când, când lupți, nu ați vrea să luați rețeta lui David. Ăsta a fără să lupte. Că marea luptă e cu noi înșine. În seara asta, marea luptă a ta, a mea, a dintre noi este cu noi înșine. Cum lupți cu tine însuți? Citiți. Saul plânge, doi, îi zice în versetul 17, ești mai bun decât mine. Când decizi să faci ce e bine, ai biruit lupta cu tine însuți. A... Știi când birui lupta cu tine însuți, când știi că ești câștigător la puncte cu tine însuți. Când cei care îți fac rău îți spun că ești bun, atunci știi că ai câștigat. Când oamenii care îți fac rău îți spun ție că ești bun, ai câștigat lupta cu tine însuți. Când ce rău se așteaptă la pediapsă și tu îi oferi iertarea, atunci știi că ai câștigat lupta cu tine însuți și mai câștigi lupta cu tine însuți când ai încredere că logica divină poate să sfideze rațiunea omenească oricând. Citiți ce spune Saul. Tu mi-arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu mai omorât. Și continuă el versetul 19. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul. Domnul să-ți răspătească pentru ce mi-ai făcut. Și acum ascultați versetul 20, cu asta închei. Acum iată că știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Saul, de unde știi toate lucrurile astea? De unde știi toate lucrurile astea? Că stă în fața ta omul pe care ai încercat să-l omori. An de zile ai uneltit împotriva lui, ai întins curse. Și acum vii și spui, tu ești mai bun ca mine. Tu te-ai purtat cu bunătate față de mine, deși mai ai avut în mână. Tu ești cel care va rămâne pe tron. Știți ce cred că a văzut Saul, așa cum era el? A văzut în David o inimă care a fost cucerită de dragostea lui Dumnezeu. Închei spunându-vă, dragilor, între noi în seara asta este unul mai mare decât David. David ne-a învățat lucruri frumoase foarte frumoase. Dar este unul care e mai, mai, mare decât David. El este Hristos. Care a făcut ce a făcut David în esență, dar la o scară mult mai mare. Mult mai mare, infinit de mare. Pe când noi eram în păcat, pe când noi eram afundați în mocir la păcatului, el vedea în noi valoare. Vrednicie nu aveam niciunul dintre noi, dar valoarea o vedea acolo. Și pe când noi eram în păcat, zice Biblia, El, pe când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, asta e sintagma folosită de Pavel în epistola către romani. Pe când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, nu eram prieteni cu Dumnezeu, eram dușmanii lui Dumnezeu. De căzuți, El a făcut, știți ce? Ca și David, primul pas. Când a venit Hristos în lume, nu le-au zis celorlalți, eu sunt Dumnezeu și sunt mai bun ca voi. Eu le știu pe toate. De fapt, eu de unde vin, voi nu știți nimic din locul ăla, nu. A fost ca toți ceilalți oameni. La înfățișare a fost găsit ca toți oamenii, disprețuit. în această seară, dragii mei, să avem o rugăciune în timp ce tinerii vin și se pregătesc să mai cânte, așa, să vă invit să ne ridicăm în picioare. Să avem o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Nu știu cum stați cu conflictele în viața voastră, mi-e frică să întreb. E o întrebare greu de pus, dar dacă Dumnezeu a îngăduit în viața voastră conflicte, să știți că ele nu sunt la întâmplare, pentru că prin conflict, sau și prin conflict, Dumnezeu poate să ne modeleze uh, caracterul. Așa să intrăm într-o rugăciune și apoi să mai cântăm o dată cu tine și ne vom mai ruga și pentru câteva cauze, dar aș vrea rugăciunea aceasta în câteva momente să, să o înălțăm înaintea Domnului pentru noi înșine. Dacă ești într-un conflict, poți să reziști tentației de a face rău celor ce ți-au făcut rău. Prima întrebare. Doi, poți tu să faci primul pas. Și trei, poți tu să birui tot ce e în tine și să se vadă în tine, nu altul decât Hristos. Hai să intrăm în această rugăciune și apoi ne vom ruga, ne vom cânta cu tinerii.